Atâți oameni buni, începe mulsul la Georgic aici. Băi, Georgic, chiar vreau să văd întorcătorii cum de la ușă. N-am. Eu am mai văzut, da. Da, am început să mai... să urlu la ei, că mult, mă doare și gura. Nu mai e un plăsit și ei, au mai săturat de fapt, au plictisit, nu s-au învățat. Și dimineața, și seara. De un an de zile, asta are, cred că are 8 ani. Dai seama că de la... cred că avea 4 luni când a intrat prima de la ușă. Și asta la fel. Asta, nu știu, asta-i de seamă cu a ta. Fix, Doda. A, da? 5 ani. Exact, diferența de câteva săptămâni, o lună. Dacă stăm aici, cam le deranjăm circuitul? Urmează mulsul, oameni buni. Aici o să stea Georgică să-și instaleze scăunelul. Acolo să dă la ușă. Georgică fiind singur, n-are om să dea la ușă. Îi dă întorcătorii la ușă. Deci vă dați seama ce câini de bază poate să aibă de... poate să lucreze singur, să le mulgă. Uite, ăsta e țapul Caramelul, a venit aici. Mă așez mai greu. Uite, Georgica și-a adus un ustensil aici. Am unul de care nu-i știu. Aia... asta n-a intrat niciodată, că avea ieri, că a murit ieri. A, deci aia nu vrea să intre, practic. Dar n-am băgat-o, nu știe tăiată și de-aia, o mulg afară. Pentru că e blândă și stă sau... A, e blândă. Dacă mă apropii, o speri? Hai că mai am câteva să le aduc la lucră, să văd. Hai, adu-le, că mă dau mai așa. Întreagă... Hai. E bunie aici, bunie. Parc. Da, măi, Dane, e parc, bagă, interesant are mulsul la Georgică, fiindcă e de unul singur. Asta e impresionant aici. Hai că încep să intre cam toate. Uite ce le aduce. Le aduce întorcătorii, ăștia sunt bune ale lui Georgică. Sunt profesioniști. Până și... pe țapul aduce aici. Oh, ceasul, a intrat și o oaie. Am niște oi aici care... a intrat și o oiță. Sunt clandestine, nu e a mea aia. Tu unde e Georgic? Aia e de la un vecin, s-au rătășit și au zis, mă, vecin. Ăsta-i care. Până s-o hotăm să vină să și le ia. Stai așa că mai am una care nu intră. Imediat. Uite, așteaptă aici la ușă caprele astea. Cam câți litri dă o capră de asta, bă, de duci? Acum e pe terminată. Am făcut odată o medie, așa, o zi la toate, cam 2, până în 2 litri jumate, 2 litri, 400, 2,4. Da, asta e media, știi, că sunt capre care dă 700 de mililitri, sunt capre care dau 2 litri la mulsoare. Da, 2 litri jumate la pășunat, fără nimic, supliment, e beton, adică... ah, vă rog, cu eu, să nu chemă. Ca așa, de astea am dat la cineva, tot din caprele mele. Le-a crescut acasă, cu puncate, boabe, grăunțe, tot ce au vrut ele, lucernă, ce le trebuia. Dădea 2 litri jumate la mulsoare. Deci era dublu, 5 litri la zi. Ăla luam 10 litri cu 2 cap, pe zi. Important e să faci laptele să cu cost mai mic. Important este să produc laptele cu costuri minime, că dacă încep să bag grăunțe vara, ce am făcut? Auzi, la perioada de împerechere la caprele astea, exact ca la câini? Adică au o anumită perioadă sau e așa da, cum... Da, de exemplu caprele noastre sau cel puțin ale mele, cam luna septembrie încep, știi? Începe monta la capre. Sezonul montelor. Da. Zice că astea, golubienele astea, se montează mai des. Da, la mine nu s-a întâmplat nimic. Păi și cum îți dai seama că sunt în perioada aia? Ai, dacă le crești, cunoști. Dar le găsești țapii, că țapii sunt în ele tot timpul. Dar și cunoști simptomele.
să pune mai agitată, dă din coadă într-una, nu mai merg, nu știu. Asta e clandestin? Da, asta e una din ele. Al un prietenaș după aici. Le-a rătăcit și am o sermă în gardonar. A și fătat, mai găsit o fătat. Nu, 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 că nu-i dă mult pe aici. Sau una, ziceai tu de găsit. A, cealaltă, da. Da, pira ce? Nu mai întâmplă. De exemplu, la... Așa zice că ar fi trebuit să fie și anglo-nubienele astea, să plete mai des, cam de 3 ori în 2 ani, dar nu știu, ale mele nu. În schimb, oile alea Romanov așa poate, din 8 în 8 luni. Uh-huh. S-a montat, a pătat, trece vreo 3 luni, se montează iar și tot așa. Și de când ai capre, numai așa singur te-ai descurcat cu mulsul? Aia, la început mai aveam ajutat soția, sau mai aveam cât un băiețaș care dădea la ușă, dar i-am înlocuit cu câini și cu gardele. Deci până ai învățat, ai ambiție, te bazezi pe întorcători ăștia, da, să-ți dea la ușă. Da, da. Băi, ce deștept poate să fie. Dacă mă pune unul să renunț la toți câinii, să opresc doar 2 sau 3, aș dai seama că aș renunța la toți ciobănești, să prind doar întorcători. Doar întorcători, ia? Ăștia, zi, ăștia nu sunt. Au trecut la stadiul de membru de familie. Da. De angajat cu drepturi de pline la fermă aici. Ăia latră, aleagă treaba lor, nu lucrează, ăștia muncesc. Muncesc ca și oameni. Dar ia uite ce perspicace sunt, după tine instant. Da. Așteaptă să le dai comanda. Le dau și lui caramel rația. Ah, pe caramel l-ai pus, da, pe boabe, ai puternic. Pe amândoi, da, a fost ăla primul. A, pe amândoi. Nu am decât o box. Primul și... Da. Și acum, oameni buni, începe mult. La ușă! Deci uitați, oameni buni, intră întorcătorii prin gaura aia pe acolo. Și împing caprele la Georgica. Da, 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 intrare. Și împing caprele exact către Georgica aici, la mus. Doar pentru angajat. Caterina, pa. Hei, prima terminată. Hei, hei. Acum și caprele sunt mai greu, că vede lumea multă pe aici. Da, 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 da. Vedeți, da, oameni buni, ce înseamnă întorcător? Dă-mă la ușă! Dă la ușă! De la 1 noiembrie le lasă într-o lapte. Oameni buni, acum e un pic mai dificil pentru că suntem noi aici și caprele se sperie de noi. Și totuși așa încorcătorii reușesc să-și facă treaba. Acum iau un joc de 30. De la ușă! Și cam cât durează mulsul până le mulți? O oră. Într-o oră le-ai mulți pe toate. Aha. Dacă dau asta mai bine, 45 de minute. Dacă sunt la ele toată seara, o oră. Du-te, Ina! Hai, Rasti, dă-i tu, bă! Du-te, Ina! Și la o mulsoare de la 80 de capre sau câte? 50 mulți. Dă mult. Cât lapte se obține? La o mulsoare, mă refer. Acum, în perioada asta, în jur de 30 de litri, 32 de litri. Dar în perioada bună? În perioada bună, cel mai bun a fost 60 de litri. Cel mai bun.
cel mai la o mulțoare, adică le de două ori, deci am 120 la zi cu 50 și ceva de cap. Acolo. Deci acum 30 de litri la mulsoare și într-o perioadă bună 60 de litri, oameni buni, de la 50 de capre. Da, interesant de știut. Da, e pe terminatul zi, pe terminarea sezonului de suntem. E pe terminarea sezonului de menționat. De aia să... Adică gata, noiembrie nu le mai duc. Auză cum așteaptă. Ăla l-ai ridicat talia. Da, îngrău nu fie ăștia, da. Eu mai scot alea mai mărunte. Bate, du-te, Ina! Du-te, Ina! Nu! Ah, de la ușă! De la ușă, dă-i că n-ai ieșit! Vine mereu aici, acolo. Da! Păi știi de ce bine s-au învățat așa? Că înainte nu ieșeau capre, stăteau aici. Mai ales pe ploaie. Nu, dar nu aveam acoperit. Nu ieșeau și eu. Și mă certam, le pătea. S-a învățat câine să le ia de aici, să le dea afară. Are el capra lui care se ceapă de la toată ziua, așa va ieși. N-au cald acum, la primăvară e de... Acum e nasul pe aici, că dacă nu ci secetat așa, la primăvara e belea. Cum te-ai descurcat cu secetat? Am băut bere. Bine, dacă animalele arată bine, înseamnă că mai mult ca bine. Nici n-am oprit în ea nimic. N-am. Mi-a ieșit să-mi placă nimic. Mi se pare că a avut țapa. Da, deci asta e una care mai duce 2-3 în teren ca să scoată media aia de 2 jumate. Și asta la primăvară când vine în sezonul ei, iau 2 litri, cel puțin 2 litri la măsoară. Cel puțin, dar eu mai nu. Mi-a dat un 10 milioane. N-am văzut. Și capră tânără a ajuns. Așa nu s-a apărtat, dar cred că a avut sac. Ori n-a ieșit pe urechi, că mă impresionează. Dar e tânără, o mai tine. Am plăcut să fie așa randamentul capră. Dacă sunt sănătoase și îngrijite până pe la 8 ani. Și pe urmă merge, dar eu le mai... Da. Au lapte și pe urmă, dacă sunt sănătoase și îngrijite. Oricum, după 3-4 ani începe reproducție cam. Până atunci aia iar e slabă, după 8 ani începe să mă scadă, dar nu dă speria. Am mâncare și îngrijite, da, la lapte. Alex, ce curat să mulge când ai la cățuțele, mai fac cu fetele. Nu mai murdărești, cum a zis și domnul Șibian atunci. Altfel să mulge o capă când are cu mare pac, nu mai atinge omul, nu mai e... De la ușă. Totul e igienic. Da, da. Sau când are blana mai scurtă. Da, păi și da. Și ăsta e un avantaj. Exact. La anglo nubian. Blana scurtă, o mulgi mai ușor și cu țâța mare. Da, termin treburile pe aici, intru la televizor. Frumos. Și până se termină filmul, la 10:30-11, termin și vorbesc. În reclame la film, parcă bă. A, de la reclamă. Mă las îmbolnav dacă nu mă uit la televizor. Da? Da. Apoi ce trebuie? Nu mai pe canale de filme. Nu mai mă uitam și la Discovery-urile astea, dar nu prea. Acum nu m-am mai uitat. A, deci la filme, la greu. La monștrii apelor nu te mai uiți? Nu m-am mai uitat. Știi care-i treaba? Cred că am ajuns la nivelul tău. Am văzut toate episoadele. Să știi că le-am văzut pe toate. Hei! Hai! Du-te! Ina! Bici! Lasă-l mă cel cu ăla! Rasti! Puști! Un conflict aici, băi, poate. La noi îți vine deloc capul ăsta. Da.
carpatină. Deci uite, asta nu e carpatină, e din mamă carpatină și tată original cu sânge alpin francez. Deci și metisată, nu e. Da, sunt foarte puține carpatine mai am 100%. Deve. De la ușă. Și tu, Cici, de la ușă. De la ușă, hai. Asta este cea mai apropiată de alpin care a mai rămas între toate. E aproape 100%, nu e chiar 100%, doar un bun cunoscător de seama că nu e 100%. Ce-au diferit? Coanele? Are mărgele și în formă mărgele. Nu trebuie să aibă mărgele. Are la grei. Mărgele astea cine le-a? Carpatina? Mai multe rase. Da, carpatina. Da, alpina nu prea... Ești încântat de alpină, franceză. Da, foarte bune, foarte rezistente. Da? Dar e mai frumoasă anglomeană. Îmi las cam bătăioasă alpină, ca în real. Băi, Cici, Ina, care ești? Du-te! Uite, asta tot din alpină. Dar nu s-ar cumva... Nu mai știu din ce mamă e. La tata alpină. Toate sunt din tata alpină. Bine, unele din Lubian, acum uite, iese unul sau două. Și dimineața la câte 30 de obicei aici la stâmbă? Eu nu sunt chiar matinal așa care sunt cebanilor. La 6. La 6? Da, și în cel mult 10 minute mă sunt de mult. Adică, de când a sunat ceasul, deci, ca ceva ca în armată, știi? Hai băi! Cici, Ina! Dă-i! Cici, dă-i! Cici! De la ușă! Uite, asta e o carpatină. Asta e foarte bun. Da, când ea în lapte are și ea, are o iadă mare, cât ea. Când e în zaua ei, în lactația ei puternică, are peste 2 litri la măsoarea asta. De-aia și rămas până acum și n-am reușit să prind din ea. E primul an când am prins o iadă, numai țapia pe care. Și am și oprit o iadă. Uite, asta e din anglo. Și asta știi din cine e? În turbo. Asta e din turbo? Asta care o mâng acum. Ia. Am un țap turbo, dacă îl mai știi, l-am filmat. Da. Mai zicea lumea că intrase vreo la apă sau nu știu. În comentarii, ei, asta e pică de turbo. Bine! Ce ură fie la apă? Are una, nu știu ce ar putea mea. Are capul lui, e. Și umpli tot ăla, nu? De două ori, două găleți de astea și un pic. Asta are 15 litri. Da. Dă-i! Ina, dă-i! Cici! Cici, dă-i! Uite, asta e tot carpatul nostru. Cine-i metri, frate, de la... Capra care se mulge ușor asta. Am făcut o iadă mie. Aia de la bolovanul de... sare de acolo, e din ea, dar e cortată. Care aia dinspre noi sau dinspre lac? Cu spatele la noi. Aia dinspre lac e din toată boia. Și mamă asta. Care asta e din altul. Și poți știi pe fiecare care e cu mine. Dar toate sunt crescute de mine. Sau aproape toate. Doar câteva. Du-te, bă, și de la ușă. De la ușă mai atât. Dei.
Nu ies ele, că vede multă lume, nu ies caple, că de obicei până la o găleată de asta o fac asta de la ușă. E singur e caple, da. Păi... O să ne retragem ca să poți să mulci. Păi iar nu mai merg cu voi. Nu mai. Ne retragem. Te salutăm, Georgică. Numai bine, la revedere. Numai bine tuturor. Cu sănătate. Sănătate, numai bine.